Intenția primăriei municipiului Deva de a prelua fostul restaurant Astoria nu a avut succes, întrucât proprietarul nu a fost de acord cu prețul oferit de administrația din reședința de județ. Cu toate acestea, clădirea nu va rămâne abandonată așa cum a fost mulți ani, ci a fost preluată de un investitor privat. Acesta a primit un certificat de urbanism din partea municipalității și a început reabilitarea clădirii, acolo unde în viitor va funcționa o zonă comercială și una de birouri. Ce cu spațiul de la Astoria? Este o investiție privată. Eu mă bucur că un antreprenor din Deva a cumpărat acea locație de la oraș. Inițial am dus împrumut din Măria, dar vechiul proprietar nu a fost de acord cu prețul stabilit prin calculul de evaluare și nu a dorit să mai vândă primărie la acel preț. Dar este cu un investitor privat din Deva care a cumpărat această clădire și a început reamenajarea ei. Un lucru foarte bun și fericit. Ce se va construi acolo? A luat certificatul de urbanism, probabil și zona comercială și zona de birou. Urgentarea tranzacției de schimbare a proprietarului de la Astoria a venit în urma unei hotărâri de Consiliul Local, prin care impozitul pe clădirile abandonate, așa cum era cea a fostului restaurant, creștea cu 500%, actul normativ intrând în vigoare de la începutul acestui an.